slăvit să fie Domnul. Voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Iubiții Domnului, auziți altă făgăduință minunată. Voi aveți totul de plin în El. Iubiții Domnului, prin Domnul Isus Hristos, și împreună cu Domnul nostru Isus Hristos, avem multe făgăduințe care El să le a revărsat către noi. Dar vedem că prin El, sau în El, noi avem totul pe deplin. Și în, în Coloseni, în capitolul 1, cu versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, el este, versetul 15 și spune, El este echipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Vedem, iubiții Domnului, că avem tot mereu semnele acestea de întrebare, unii dintre noi, unii dintre oameni, cine a făcut lucrurile acestea sau cine le-a creat. Și vedem că spune că el, prin el s-au făcut toate lucrurile acestea, prin Domnul Iisus Hristos. Au fost făcute lucrurile care sunt sus în ceruri, pe pământ, spune, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. Vedem, iubiții Domnului, ce cuvânt minunat, căci noi avem totul pe deplin în el sau prin el. Slăvi să-i fie numele său. Iubitul Domnului, cât te-ai strofocat tu sau cât te-ai lupta sau cât ai vrea tu să faci să schimbi anumite lucruri, nu Poți să faci lucrul acesta ca să ai împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să faci tu lucrurile nevăzute, nu poți să faci tu. Eu am mai spus de multe ori, am cunoscut oameni cu bani care zbăteau, eu am bani, cumpăr tot. I-am zis că ai bani, dar cu bani poți să-ți cumperi o saltea bună, dar nu-ți cumperi somnul. Cu banii aceia poți să-ți faci o asigurare de sănătate bună, dar nu-ți poți cumpăra sănătatea. Cu banii aceia poți să-ți cumperi orice lucru care să te facă fericit, dar fericirea veșnică nu poți să o cumperi cu bani. Locul care este în cerul nu poți să-l cumperi cu bani. De aceea, iubiții Domnului, noi avem totul pe deplin în Dumnezeu, în Domnul nostru Isus Hristos. De aceea, iubiții Domnului, noi trebuie să, să trăim cu El și pentru El, că El este mai înainte de toate lucrurile și toate țin prin El. Deci noi nu putem să facem nimic, nu putem să ținem noi nimic în lucrurile noastre, în mâinile noastre sau cu averile noastre. Și toate se țin prin Dumnezeu și prin El. De aceea, iubiți Domnului, doresc ca împărăția cerului să se reverse în inimile noastre, ca fiecare să aibă bucuria mântuirii și prin el să avem toate lucrurile pe deplin. Vă binecuvintez în numele Domnului și doresc ca harul și binecuvântarea Domnului să fie cu noi cu toți. Amin.